Cei care vor trece în această perioadă pragul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva vor avea ocazia să vadă o expoziție inedită intitulată Egiptul Faraonilor. Prin obiectele originale expuse, vizitatorii vor putea intra în universul fascinant al culturii și civilizației egiptene antice. Vernisajul expoziției, realizate în colaborare cu mai multe muzee din țară, a avut loc astăzi. Expoziția vine și aduce în fața publicului peste 100 de obiecte originale care aparțin muzeelor din România. Este o expoziție itinerantă, am lucrat împreună cu alte 7 muzee din țară și câteva replici, foarte multă informație, foarte multă culoare. În urmă cu 7 ani am mai avut loc o astfel de expoziție la noi și credem noi că e momentul să aducem în atenția tinerilor, a copiilor, de ce nu, aceste informații despre această lume fascinantă a Egiptului. Prin informațiile expuse pe panouri, vizitatorii vor afla numeroase detalii despre istoria și cultura egipteană veche. În spațiile destinate expoziției, Egiptul Faraonilor a fost amenajată și o cameră funerară. Avem aici în expoziție hieroglife, zeități, statuete cu zeități, atât sub formă umană cât și de animală, o cameră funerară în care acum ne aflăm, cu mumia, bineînțeles, cu două fragmente adevărate de mumie, statuetele mumiforme care urmau să-l servească pe defunct în viața de apoi, amulete egiptene foarte răspândite, zeități mai recente din. Expoziția este realizată în colaborare cu mai multe muzee din țară care dețin în patrimoniul lor obiecte din perioada amintită. Cei care au văzut astăzi expoziția s-au declarat fascinați. Este interesantă, de fapt este și prima expoziție pe care o văd în România pe această temă și primele obiecte pe care le văd aparținând epocii faraonice. Într-adevăr, este doar o mică parte, dar reprezintă într-adevăr Egiptul antic. Egiptul antic este mult mai bogat, l-am văzut la fața locului, acolo, într-adevăr, e o experiență extraordinară. Expoziția va putea fi vizitată la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva începând de astăzi și până în 30 mai 2016.